și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi fac grătar singură, da, și trebuie să am grijă de el pentru că mama trebuie să fac usturoi. Și uitați-l, așa roie pe acolo. În fine, acum ar trebui să le întorc cu mâna, că mâna nu mă filmează nimeni. Și trebuie să aștept să se facă. Eu fac asta și cu asta. Da. Și cum ar trebui să aștept să se coacă? Uitați-l pe Azarică. Pietrul meu urât. Da? Miroase demențial. Facem niște aripioare de pui și cu piept de pui marinate la grătar. Scuzați-mă dacă vă fac poftă, dar nu am de ales. Trebuie să vă zic ce fac de mâncare. Și fac grătar. E grătar ăsta, doar v-am zis. Miroase demențial. Nu pot să vă redau ce e aici. Vine deja să le mănânc, dar nu sunt cupte. Delicios. Vine fumul spre două. Două tot sunt pe zău. Azo! Ia uite-l. Ia uite-l cum vine. Ia uite-l. Ia uite-l. Da. Filmez cu mână și cu una gătesc. Deci, da, acum mergem un pic până la mama să îmi dea. Cred că o să folosesc din nou pe asta. Dar trebuie mai întâi să o iau. Să iau un scaun, nu știu, ca să pot lua carnea. Dar încă nu-i gata. Puteți să-și pus mălul? Fără bate vântul. Hai, mai las un pic și cumva trebuie să pun aici azor ăsta, rău ăsta, vrea să furigi pe fântână și n-am unde să pun. Trebuie să-l închid în ce-i gata, masă în la găini. Să-l o n-acum, că pe el se urc peste tot. Puh. Asta e aproape gata. Gata. Unele cred că sunt aproape gata. Să nu se ardă. Mi-e frică să nu se ardă. Mă duc la mama să cer cumva să îl bagi undeva pe azor ca să nu facă zdrăvădii. Mergem repede ca să nu se ardă grătarul. Mama, azor pot să-l bagi la găini pentru ca să nu fure de pe scaun, că vreau să bag deja unele căi.